Bună ziua, bun găsit la minutul de AT. Ne uităm la USD CAD pe un timeframe destul de rapid, M15. Pare a fi într-o consolidare laterală, dar având în vedere structura creșterii și o anumită similaritate cu situații anterioare, aș spune că ar fi o idee bună să urmărim 1.3270, o depășire a sa putând să însemne un impuls către 1.3277 sau, dincolo de acest palier, chiar către retragerea de 38.2 la 1.3294. Nivelul de suport este 1.3249 și mai jos în zona 1.3240. Mulțumesc pentru atenție, o zi frumoasă în continuare, la revedere!